Municipalitatea Ploieșteană transmite că potrivit legii proprietarii sau deținătorii de terenuri beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația de a desfășura repetat în perioada cuprinsă între răsărirea ambroziei și apariția primelor inflorescențe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an sau în termen de 15 zile de la primirea unui avertisment din partea autorităților publice locale, lucrări de întreținere a terenurilor. Combaterea acestei plante se face prin smulgere în cazul unor suprafețe izolate, cosire repetată sau erbicidarea terenurilor. Aceste măsuri se mențin până la sfârșitul perioadei de vegetație a ambroziei. Nerespectarea obligațiilor legale constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1000 de lei la 5000 de lei pentru persoanele fizice și cu amendă de la 10.000 de lei la 20.000 de, de lei pentru persoanele juridice.